În Comuna Horia încă se mai fac negocieri pentru alegerea unui viceprimar. Deși programată pentru data de 21 iunie, ședința pentru constituirea noului Consiliu Local Horia a fost amânată. După alegerile din 5 iunie, cei din Comuna Horia au decis 6 consilieri PNL, 6 PSD și 3 PRU, în total 15 mandate. PSD îl propune ca viceprimar pe fostul primar, Vasile Baciu, în timp ce PNL are altă propunere. Din spate vine Partidul România Unită, partidul care are votul decisiv. Am fost anunțat de către Prefectura Neamț printr-o adresă despre faptul că ședința de constituire a noului Consiliu Local a fost amânată la o dată ulterioară, motivat de faptul că inclusiv ziua de astăzi este zi pentru depunerea rapoartelor privind veniturile și cheltuielile din campanie electorală. Cu siguranță vor fi stabilite în zilele următoare, 24-25 iunie. Legea 215 privind alegerile locale prevede că viceprimarul este ales în cazul fericit din primul tur cu votul consilierilor validați, majoritatea consilierilor validați. Fiind 15 mandate, obligatoriu va fi minim 8 voturi pentru. În cazul în care nu există această majoritate, se va ține un nou tur de alegeri. Asta înseamnă că primii doi candidați vor participa în turul 2. În cazul acesta, cel care obține numărul maxim de voturi va fi declarat viceprimar. Legat de negocieri, situația o impune, nefiind o majoritate clară care să dea un viceprimar. S-au purtat discuții, încă se mai poartă, în vederea desemnării viceprimarului. În ceea ce ne privește Partidul Național Liberal, încă din campania electorală eu am venit cu o propunere în persoana domnului consilier Murariu Viorel, pe care o susțin în continuare. Din discuțiile purtate cu celelalte partide, reprezentanții partidelor, fiecare a venit cu o propunere de viceprimar din rândul partidului respectiv. Respectiv, PSD a venit cu propunere în persoana domnului Baciu Vasile și Partidul România Unită în persoana domnului consilier Mihai Lăsan. Aceasta a fost și o temă de campanie, că se va face rocada între primar și viceprimar. La momentul ăsta nu pot să spun absolut nimic. Sincer, din ceea ce mă privește, e o situație pe care nu mi-o doresc. Primarul ales mizează în următorii 4 ani pe experiența dobândită ca viceprimar și își propune să atragă fonduri europene care să scoată comuna din anonimat. Principala mea preocupare sunt investițiile în Comuna Horia și dezvoltarea infrastructurii. Obligatoriu, suntem obligați, forțați, pot să spun, să depunem niște proiecte pentru atragerea de fonduri europene. Deja am început lucrul la aceste obiective, să zic. În cel mai scurt timp o să încep demararea să încropim un proiect pe extinderea apă și canal. Avem la dispoziție măsura 7.2 prin PNADR. De asemenea, tot un proiect pe modernizare drumuri, tot măsura 7.2, dar refacerea infrastructurii, respectiv asfaltarea drumurilor. Deci aceste două proiecte sunt prioritare pentru acest mandat. Rămâne de văzut la cine merg cele 3 voturi ale consilierilor PRU și dacă nu cumva, viceprimarul va fi chiar din partea acestei formațiuni politice.